Prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să continuăm seria de vloguri horror cu o poveste care a țesut în jurul ei foarte multe zvonuri și foarte multe controverse, precum sunt și alte povești de genul. În această seară, sau mai bine spus noapte, o să vorbim despre o bătrână care ar fi fost timp de foarte mulți ani amanta diavolului. Bineînțeles că printre oamenii care îmi privesc vlogurile sunt și oameni care cred în astfel de povești, dar sunt și oameni care nu cred în astfel de povești. Eu le fac pentru cei care cred și pentru buna mea plăcere. În urmă cu foarte, foarte mulți ani, în Irlanda, un grup de tineri cercetători, venind să viziteze țara, au dat la marginea unui câmp de o casă părăsită. În această casă părăsită, printre ruinele tabanului căzut, i-au găsit o bătrână în genunchi, cu rochia neagră, foarte murdară, plină de sânge, un păr foarte lung și murdar, fără unghii la mâini și pe mâna stângă, cu două inele de aur foarte mari. Tinerii speriați de ceea ce au văzut, s-au hotărât să întrebe bătrâna cine este și ce caută acolo. Dar bătrâna privea în gol și nici măcar nu-i observa, ca și cum nici n-ar fi fost acolo. Tinerii au hotărât să o ducă la cel mai apropiat spital care era în zonă. În drum spre spital, unul dintre tineri a constatat din ceea ce bolborosea bătrâna, căci ea spunea ori o rugăciune, ori un blestem, într-o altă limbă nemai auzită de vreunul dintre ei până în momentul de față. Ajungând cu bătrâna la spital, medicii, primind-o și văzând-o în ce stare este, au constatat că, lângă dezorientarea și simptomele de demență senilă care erau ușor de observat ale bătrânei, ea mai avea ochii foarte adânc băgați în orbite și îngețoșați, mucoasa orală foarte uscată, tahicardie, deficiență renală și, nu în ultimul rând, pielea foarte scrojită. Medicii, împreună cu tinerii, și-au dat seama că bătrâna era dubios și arăta de parcă ar avea peste 200 de ani. Bătrâna, după ce a primit îngrijiri medicale, stând pe patul de spital, privea foarte atent o cruce atârnată la ea pe perete. Uitându-se spre acea cruce, a început să rostească în latină: Iisus din Nazaret este regele iudeilor, apoi a picat într-un somn adânc timp de 3 zile. Imediat după ce femeia s-a trezit din acel somn, medicii au rămas șocați la cât de bine se menținea bătrâna și la cât de clar și răspicat le vorbea. Mulțumim tuturor că i-au salvat viața și, bineînțeles, primul lucru pe care l-au făcut a fost să întrebe de turiștii care au găsit-o în acea casă. Între timp cât bătrâna a stat în spital, autoritățile au început o anchetă pentru a investiga ce căuta bătrâna acolo și în acea stare. Polițiștii venind la spital, femeia le-a spus în felul următor: că locuiește în apropiere de locul unde a fost găsită și că numele ei este Atrocica Carcovena. Polițiștii, întrebându-o câți ani are, Carcovena le-a răspuns că are 1000 de ani și că a practicat în toți acești ani magia neagră. Polițiștilor, nevenindu-le să creadă că există așa ceva și că bătrână arăta destul de bine pentru acea vârstă, au rămas uimiți și au crezut în continuare că este sub efectul pastilelor și că ea de fapt delirează. Dar nu a fost așa. Bătrâna chiar avea 1000 de ani și practicase foarte mult timp vrăjitoria și magia neagră. Le-a mai spus că s-a născut în anul 1217 într-un sat slav, pe care au fost uciși de niște războinici mongolezi care veniseră să le atace satul, care i-au luat averea și i-au dat foc la casă. Tânăra mamă, care era Carcovena pe acele timpuri, a hotărât să facă o vrajă pentru a-și răzbuna fiii morți și a le blestema
destinul celor doi asasini. Pentru ca vraja să se împlinească, Carcovena și-a vândut sufletul diavolului, atunci a devenit amanta lui de fiecare dată când diavolul o chema și avea nevoie de el. După ce a primit sufletul femeii, nu a lăsat-o să moară și a întinerit-o, venind în fiecare seară pentru a se culca cu bătrâna și aș face toate poftele carnale și nu numai cu ea. Cica mai povestește că ea nu este singura femeie care și-a vândut sufletul diavolului și a devenit amanta lui. Ea spune că Satan chinuiește femei din întreaga lume, transformându-le din bătrâne în niște femei frumoase și atrăgătoare, pentru a le folosi ca drept o și în mod carnal în mijlocul iadului, el și ceilalți demoni. Diavolul se plictisește de una dintre femei, îi dă sufletul înapoi și o trimite pe pământ pentru a o chinui până la moarte, iar bătrâna a fugit timp de 50 de ani de Satan, deoarece s-a săturat să-i fie amantă și să-l slujească pentru vrăjile făcute. După toate povestirile făcute polițiștilor, bătrâna i-a rugat pe medici să-i aducă un pahar cu apă în care să pună și un pic de mărar tocat. Astea să nu uite de un preot, pentru că în timp ce bea din paharul cu apă, a mărturisit tuturor căci noi oamenii nu trebuie să ne ferim de diavol, pentru că Abba este foarte aproape de noi. Abba însemnând tată în limba aramaică, Dumnezeul nostru. După această spovedanie, bătrâna a murit liniștită din cauze naturale, cu toate căci starea de sănătate ar fi arătat că ar mai fi putut trăi mult și bine. Oameni buni, nu știm dacă această legendă a existat cu adevărat și dacă această bătrână într-adevăr a fost amanta diavolului, dar ceea ce știm cu toții este faptul că peste tot în această lume sunt oameni care își vin sufletul diavolului pentru a face multe lucruri și pentru a ajunge unde poate un om normal nu ar ajunge niciodată. Cam aceasta a fost și povestea din această seară. Nu se aducă fața voastră și o altfel de poveste care s-a născut tot dintr-un blestem, cum am mai vorbit și în vlogurile trecute. Și ați simțit și voi ceea ce am simțit și eu. Nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez și să-mi lăsați în comentarii dacă ați auzit cumva povestea sau dacă cunoașteți și voi cazuri în care oamenii și-au văzut sufletul Satanei. Mi-a plăcut și cadrul, am încercat să fiu cât mai în ton cu ceea ce povestesc, am aprins și o lumânare parfumată. Da. Până data viitoare, Bianca vă spune o noapte bună, dacă voi rugați-vă la Dumnezeu și feriți-vă de lucruri necurate. Am pupat.